La Chișinău, Ocnița, Edineț și alte orașe din țară au avut loc protestele transportatorilor. Mai mulți șoferi de tir sunt nemulțumiți că nu pot obține autorizație pentru a-și transporta mărfurile în Federația Rusă. Portalul regional Nord News transmite că proteste ale transportatorilor au loc pe marginea străzilor la Bălți, Edineț și Otaci. Șoferii spun că vor protesta non-stop până vor fi auziți de autorități. Transportatorii au fost observați și în capitală. Acest subiect este discutat intens de către Ministerul Economiei și Infrastructurii și omologii noștri de la Ministerul Transportului din Federația Rusă. Am întâlnit cu ei la data din 1 septembrie și am produs un plan de acțiuni pe care îl implementăm. La data de 6 noiembrie, delegația Ministerului Transportului a Federației Rusă va sosi în Republica Moldova pentru a finaliza aceste negocieri și pentru a veni cu o soluție referitoare la numărul de permisuri care urmează a fi suplimentare, care urmează a fi eliberate Republicii Moldova. Totodată, țin să menționez că nu există probleme pentru exportatorii moldoveni din Republica Moldova pentru a-și livra marfa în Federația Rusă. Există aproximativ 8.000 de permisuri eliberate de către Republica Moldova transportatorilor Federației Ruse, care încă sunt neutilizate. Deci, la modul practic înseamnă că exportatorii moldoveni trebuie să contacteze sau nemijlocit transportatorii ruși și telefoanele sunt puse la dispoziția lor, contactele sunt puse la dispoziția lor, atât unde? La ANTA, la ANTA și la Ministerul Economiei. Dacă ne telefonează, noi îi redirecționăm. În primul rând și într-al doilea rând problema mai mare este că aproximativ peste 1.000 de autorizații obținute de către Republica Moldova au fost remise de către ANTA transportatorilor moldoveni, dar ele nu sunt utilizate. Ele se află pe mâini și deja s-a creat o piață neagră ca și în anii precedenți, așa cum s-a făcut schema, precum am spus ieri la un interviu, încă din 2016. Deci, începând cu anul viitor, asta nu se va mai repeta. Noi vom insista asupra liberalizării transporturilor, așa cum a fost până în 2016. Vom încerca să obținem acest lucru, deși vă spun deodată, nu este simplu, deoarece partea rusă a realizat că 93% din transport este livrat de către transportatorii moldoveni și doar 7% de transportatori din Federația Rusă. S-a creat o disparitate, dar oricum este mică pentru ei, însă statistică nu arată tare bine. Și noi trebuie cumva să le arătăm de ce ar trebui noi să facem. Adică noi, în loc să protejăm cum ar fi transportatorii noștri, trebuie acum să rugăm pe exportatorii noștri să contacteze transportatorii din Federația Rusă. De la finalul lunii octombrie, transportatorii moldoveni nu mai au autorizație care le permite să exporte marfa în Federația Rusă. Cele 1250 de autorizații suplimentare pentru anul 2019 negociate de președintele Republicii Moldova Igor Dodon la Moscova s-au terminat. Anterior, Ministerul Economiei și Infrastructurii a venit cu o reacție la situație și a spus că Federația Rusă a refuzat să majoreze cota autorizațiilor pentru că vrea să facă loc pentru operatorii proprii la efectuarea transportului rutier de mărfuri între state. Deși Ministerul de Profil a cerut încă 7.000 de autorizații pentru 2019, dar nu se știe dacă Rusia va accepta aceste condiții.